Castelul Roșianu este o clădire veche de aproximativ 150 de ani, construită de un arhitect din Italia, chemat special de boierul Roșianu, unul dintre moșierii comunei Turburea. Situat pe vârful unui deal, vechiul conac este o capodoperă a arhitecturii locale. Persoane lipsite de bun simț au furat tot ce se putea sustrage din acest imobil. Castelul nu mai are geamuri, uși, este în paragina, așa că primarul comunei Ion Bârca a hotărât împreună cu Consiliul Local să îl dea gratuit Mitropoliei Olteniei. Castel cred că are peste 150 de ani vechime. Noi, primăria cu Consiliul Local, am ajuns la o concluzie că trebuie să-l dăm și l-am dat celor de la Mitropolie, Mitropolia Olteniei, cu titlu gratuit pentru renovarea acestui să zicem, acestui castel și, într-adevăr, dumnealor să o ocupă. Am văzut că au făcut niște ridicări topo, proiectul și îl vor reda în circuitul turistic, vor face ceva frumos. Iarăși o investiție pentru tulburea. Cei care fac și ce am zis întotdeauna am fost așa pe principiul, chiar dacă îl dai un lucru cu un leu, chiar dacă îl dai, dacă îi va da o utilitate vor lucra cetățenii comunei tulburea. Mitropolia Olteniei manifestă interes pentru reabilitarea tuturor lăcașurilor de cult, monumente istorice, obiecte de patrimoniu și alte valori ale patrimoniului național care sunt în stare de degradare, acționând în măsura posibilităților de care dispune pentru salvarea lor de la distrugerea completă. În acest context, Mitropolia Olteniei este interesată de Conacul Roșianu din localitatea Turburea pe care dorește să le restaureze. Cu venirea turiștilor în comună se va dezvolta și comuna se va dezvolta și comuna și totodată promovând comuna prin acești turiști care vin, alții vor veni, să zicem, prietenii acelor cehi de acolo. Poate și ei se vor gândi la o nouă afacere pe raza localității și cu cât se mai multe investiții pe raza localității, cu atât locuri de muncă și va prospera comuna.